mai apoi îi ajut și pe alții. Amin. Seara asta am ales cuvântul ăsta pentru că tinerii și la adunare mulți. Și vreau ca în seara asta să ne vedem câteva lucruri pe care noi le vom învăța despre Fiul Risipitor. Ce învăț eu din pilda Fiului Risipitor? Asta e ceea ce eu vreau să mă însoțească în viață, ori de câte ori citesc Biblia. Ce învăț dintr-un verset, ce învăț dintr-un capitol? Și în seara asta vreau să vă spun că, în primul rând, ce învăț eu de la Fiul Risipitor este că viața materială pe care o moștenesc de la părinți sau lucrurile astea trecătoare nu trebuie să fie prioritate în numărul vieții mele. Repet, ceea ce învăț de la pilda Fiului Risipitor este că viața materială, lucrurile trecătoare care le avem, nu trebuie să fie prioritatea numărul 1 a vieții noastre. Spune la versetul 12 că omul acesta a strâns totul. Avea ceva. A luat totul tânărul ăsta și a plecat, s-a dus de acasă. La Proverbe, capitolul 19, versetul 13, cred că versetul 14 mai exact, spune că un partener de viață este un har, un dar. O să pui acest verset. Este un dar pe care îl primești de la Domnul. Averea, lucrurile trecătoare, le moștenim de la părinții noștri. Proverbe 19, 14, cred, da. Lucrurile trecătoare, noi, iubiții mei, le moștenim. Am observat, dragii mei, foarte multe lucruri care mulți copii care vor să ajungă mari, de exemplu, predicatori. Predică tata, spunea la un moment dat, toți pruncii mei au făcut seminarul teologic, dar nu predică după aia. Imaginați-vă că pentru că sunt părinți care vor să forțeze copiii în ceva, sau vor ca copiilor să aibă pocăință la foc automat. Auzi, ia pocăința, trăiește pocăința, sau du-te și fă școala aia că o să fii pocăit, sau vezi, îi pui la copil de mic un anumit interes, atunci când va ajunge mare, va sluji ca interesul la mine. Până la un moment dat, un om al lui Dumnezeu, că lucrurile trecătoare pe care noi le avem în viața aceasta, ele vin ca o moștenire. Lasă versetul acela, pentru că e foarte important, nu numai la pasul căsnicii. De multe când citim Biblia, ne gândim numai la lucruri care sunt literal. Dar, dragii mei, noi dobândim, noi primim dar de la Domnul. Avem un har, un favor nemeritat. Multe lucruri care le primim. Nu-i doar un lucru anume pe care Biblia spune aici. Lucrurile materiale sunt lucruri ce le moștenim de la părinți. Dar ceea ce noi primim pe lângă, viață spirituală, daruri, că cântăm, că avem diferite lucruri, proiecte pe care le facem, suntem păstori, prezbiteri, diaconi, evangeliști, oameni care lucrează cu diferite daruri din partea Domnului, acestea sunt date de la Dumnezeu ca un dar, amin? Ca un favor nemeritat. Asta nu le primim ca o moștenire. Cuvântul Dumnezeu ne spune despre Avram, omul acesta a dobândit o țară, amin? Nu a moștenit. Și știți că omul Dumnezeu Avram, ca să dobândească țara asta, a luptat, a început să plece, cum spune noi, ca un nebun. Omul acesta o pleca fără să știe unde merge. Uitați-vă la voi, că de ani de zile veniți la adunarea asta și unii poate vă judecă. Știți ce faceți voi? Continuați să mergeți spre Canaan. Bisericile, adunările noastre, frații păstori care ne conduc, programele care noi le avem, cântăm cântări, de multe ori ne să turăm de ele, de cântările acestea, și spune de multe ori, nu le mai cântăm. Apropo, cu cântările pe care noi nu vrem să le mai cântăm. Eram într-o biserică și l-a venit un bărbat la mine, rămâna și o zis, frate, tu cânti cântarea asta, când nu mai poți, tu poate el. Da, zic, o cânt, n-am compus eu, dar o cânt și eu cântarea asta. Și o zis, frate, eram în baie. Și cu mâna mea am vrut să-mi pun capăt zilelor. Dar în sufrageria casei mele, în timp ce am vrut să fac asta, s-a auzit un cântec la un aparat, că nu mai poți tu. Poate el. Și-a zis către mine, a zis, să nu te saturi niciodată de cântarea asta. Și a zis, de ce? A zis, pentru că în timpul acestei cântări, un om a fost salvat de la moarte. Dragii mei, în seara asta am cântat aici, nu știu pentru cine am cântat. Acum predic și nu știu pentru cine predic eu. Dar mă rog ca Duhul Dumnezeu să treacă printre rânduri. Și să-și facă numele de lucru aici, între noi, în seara asta. Noi trebuie să înțelegem în viața asta că lucrurile materiale pe care le moștenim nu sunt prioritatea numărul 1. Uitați-vă cu ce a fost ispitit Iisus. Aruncă-te! Poruncește! Închină-te!
Prima lucrare pe care diavolul i-a cerut-o Domnului Iisus a fost să poruncească ca pietrele să facă pâine. Nu? Umanismul. Viața materială. Sunt foarte mulți tineri astăzi care mă îndrept spre ei. Sunt foarte mulți tineri, familii tineri, nu doar când spun tineri, nu mă refer la o limită de vârstă. Care ei, când Domnul le vorbește printr-un cuvânt, prin alte lucrări, ei cred că când zice, am un plan mare cu tine, vreau să te folosesc, vreau să te binecuvintez, oamenii ăștia se gândesc, Domnul, face Domnul primare. Mă face Domnul preot, pastor, mă face Domnul ceva, o ieșire din mine. Mulți se gândesc la viața materială, Dumnezeu îmi va da o anumită firmă, o anumită fabrică, să fac ceva, voi avea un om care are bani, va avea o parteneră de viață cu bani, va fi ceva în viața mea. Cea mai mare binecuvântare pe care o poți primi în viață și pe care o învățăm de la Fiul Risipitor este că e să-L ai pe Tata și să fii acasă cu Tata. Adică din punct de vedere spiritual, Iisus Hristos aici se arată pe El să fii lângă Tata și să slujești pe Tata. Trăiască Dumnezeu. Ăsta e cel mai mare lucru. Că dacă îți poate da Tata din punct de vedere fizic, acum mă îndrept spre tine și spun să poți pleca de acasă, nu viața materială e totul. Cea mai mare valoare pe care o poate avea un tânăr în viața asta nu-i zestrea mamei. Nici din partea cui vine fata sau cui vine băiatul. Cea mai mare binecuvântare pe care o poate primi un om în viața asta e valoarea spirituală pe care o poți implementa în capul propriului tău, în capul fiicei tale, este pocăința. Amin? De aceea te rog din toată inima, ca adolescent de la balcon, ca copil, ca mamă, influențează struncii de mici cu cele mai mari valori. Cea mai mare lucrare pe care o poate avea un om în viață și prioritatea numărul unu, să nu mai trăim pentru viața materială, ci în primul rând să trăim pentru viața spirituală. Mărit să fie Domnul. Doi, ce mai văd din pilda fiului risipitor, este că risipa calităților interioare și exterioare te vor duce într-o zi negreșit la faliment spiritual. Iată ce spune la versetul 13. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, cu alte cuvinte, și-a risipit tot ceea ce a primit în casa lui, tot ceea ce a gonisit. Aici, din punct de vedere spiritual, vreau să privim în seara asta. Banii trec. Lucrurile acestea trecătoare pe care noi punem mâna, într-o zi o boală ne poate lua, într-o zi o inundație, un lucru dezastros poate să ia frumusețea unei sări, sau unei familii, sau unei case. Acest om, din punct de vedere spiritual, ne privește pe noi astăzi, în seara asta, și anume, că noi ne naștem cu calități interioare și exterioare. Mă uit la foarte mulți tineri, de mici sunt complimentați, de mici sunt îmbrăcați greșit, iertați-mă că intervin și intru și aici. Cum spunea cineva, dacă de mic nu îmbraci copilul cuvincios, să știi că va fi mare, nu prea o să-i placă cuvința. Amin? Credeți asta? Eu am întâlnit asta. Am văzut îmbrăcăminte chiar și în viața copiilor tentată spre păcat. Și copilul când e mic o poartă, dar nu știe. Și când e mare, te trezește, copilul are probleme. Investește în copil, investiți în voi ca părinți tineri, ca familii tinere, noi ca tineri care suntem în seara asta aici. E foarte important ca calitățile exterioare care le avem să fie o binecuvântare pentru noi. Și niciodată, dragii mei tineri, calitățile interioare să nu fie acoperite de lucrurile exterioare. Amin? Foarte important acest lucru. Dumnezeu ți-a dat calități interioare. În seara aceasta va trebui să ți le reprospătești prin cuvântul lui Dumnezeu și să nu le risipești. Un tânăr care își risipește exteriorul, care își pierde valoarea exteriorului, totdeauna este când a dat foc interiorului și a distrus puritatea interiorului. Niciodată nu se putea pierde puritatea exteriorului dacă nu-ți distrugi mai întâi puritatea interiorului. Un om care bârfește, că vorbeam în seara asta, sau vorbește de rău prin exteriorul lui, ăsta, din punct de vedere, gândește ceea ce zice. Un om care arde, n-am văzut oameni care spun, zice, i-aș zice eu ceva, eu nu se sângă, dar are de zis. Nu? Are de zis. Te ia o stare de judecată, nu ești în adunare, ești pe stradă, nu poți să zici ceva, te uiți la cineva, îl vezi, o, de-aș fi eu acolo, ce ne-aș zice eu.
Ne avem o puritate în noi. N-aș vrea mesajul să fie numai pentru tineri, chiar și pentru dumneavoastră ca părinți. Dumnezeu să vă întărească mai mult. Iar dacă sunteți bine, cum a zis Petru, Doamne, nu cumva sunt eu, dar ce, Petru, ai probleme? Vezi? Petru a avut curajul cum se ruga preabitul frate și am fost surprins de rugăciunea dânsului. Să ai curajul să spui rugăciunea, Doamne, ăsta e mădularul, asta e problema. Sunt expus la păcătuit, la vârfi, la clevetit. Îmi pierd puritatea. Nu înseamnă doar puritatea aceasta care noi o gândim din punct de vedere fizic a unui trup. Să-ți pierzi frumusețea aceea a interiorului. Dumnezeu ne vrea sfinți pentru El, ne vrea curați la nivelul minții, la nivelul gândirii, la nivelul a ceea ce gândim despre aproapele nostru, la cum ne gestionăm felul și casa. Strici puritatea în vorbire, strici puritatea în gândire. Nu este normal, spune Pavel, aceasta să vă însuflețească tot ce este vretnic, de primit, de iubit. Da? Vedeți? Sunt lucruri care nu sunt vretnice să fie între noi. Ca fete, când vă întâlniți, ca băieți, în familia voastră, că stați de vorbă unii cu alții, nu e vretnic pentru un cântăreț să cânte o astfel de cântare. Îți poți pierde puritatea. Uitați-vă, muzica din ziua de astăzi nu mai este pură. O muzică plângărită. O muzică călcată în picioare. Spuneam la un dat cumva, ce caută cântările sfinților în gura nelegiuiților? Cântarea Nu te îndoi și crede, sau O crește iubirea, sau Iisus al meu tovarăși cum, s-o poate cânta și un actor? Un om care pictează astăzi îți poate picta o turmă de oi și pe Hristos ca păstorul turmei, dar mâine îți poate picta și un lup. Să nu zic altceva, nu? E foarte important că astăzi, noi în seara asta aici, să înțelegem în al doilea rând că risipa calităților interioare și exterioare te vor duce într-o zi negreșit la faliment. Tu ai ceva de la Domnul, ai bunătate. Noi să fii, amin? Folosește-o pentru Domnul. Nu lăsa ca ura să-ți ia bunătate, amin? Ți-a dat Dumnezeu un dar pe care l-ai de a încuraja. Spunea o mamă la un moment dat, nu știu ce e cu fiul meu. Numai de bine vorbea și vorbea frații. Acum, dintr-o dată, numai de rău îi vorbește. Frații din familie. Zice, nu l-am avut așa. În urmă cu 6 ani vorbea, zicea, mamă, lasă că ne rugăm. Când era să isca ceva în familia lor și era o problemă acolo în familia lor. Zicea, mamă, haide să nu mai judecăm cazul ăsta. Haide să ne rugăm. Haide să luăm post. Vedeți, un tânăr care căuta să aibă puritate la nivelul minții. Și aici vreau să închei punctul ăsta al doilea. Cu chiar luptele tinereții care mulți de tineri le-au astăzi. Dragii mei tineri, Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute să ne păstrăm puritate, în primul rând, a minții. Dacă o ai pe aia minții, ce te păstra și pe aia trupului. Mări să fie numele Domnului. Foarte important asta. În al treilea rând, ce mai învăț de la Fiul Risipitor, este că neîmplinirile spirituale nu pot fi vindecate cu împliniri materiale. Foarte important acest lucru. Versetul 14 spune că s-a atașat omul acesta. După ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Următorul verset spune așa. Atunci s-a dus și s-a lipit. Cu alte cuvinte, lasă versetul aici. S-a lipit de unul din locuitorii țării acelea. Cu alte cuvinte, s-a atașat. Trăim o vreme în care oamenii se atașează foarte mult de oameni. Am fost la o mormântare nu de multă vreme și obișnuiesc asta. Oamenii nu mai predică evanghelizare la mormântări. Pierdem din esența asta. Au fost bun constructor. Vorbim la mort, dar mortul nu ne mai aude. Le lăudăm de mort. Lăudăm oamenii la nunți. Plângem tare după ce plec oamenii. Când audem că e unul bolnav pe ecranul bisericii, noi plângem de multe ori, dar uitați-vă ce a zis Iisus la un moment dat. Voi nu mă plângeți pe mine. Pe cum adică că e situația ta? Cum adică să nu te plâng pe tine? Ce zice Iisus? Plângeți-vă pe voi. Cu alte cuvinte, n-ai cum să nu îți pese că treci într-o situație grea. Nu vreau să mă înțelegi greșit. Nu că nu este bine să plângem la mormântări. Că n-ai cum să nu plângi pe cel drag din casa la care îți pleacă. Dar ce vreau să spun, dragii mei? De multe ori noi ne atașăm de lucruri și de multe ori diavolul ne ia mințile. După ce a murit o femeie la un moment dat, la scurt timp a murit și partenerul de viață. Dar vrea Dumnezeu asta?
Pentru că ne atașăm de lucruri. Sunt oameni care s-au atașat de mașini. După ce au avut accident cu mașina, atât de mult și-au iubit mașina, încât o picată în depresie. Da, sunt cazuri de felul ăsta. Sunt oameni care vin la adunare și care dacă nu-i pui să cânte, pleacă din adunare. Sunt oameni care vin și care fac slujbe în cercul creștine și dacă nu sunt lucrurile cu voi ei, oamenii ăștia se enervează. Sau oamenii ăștia dacă nu au ceea ce ar vrea ei să aibă, oamenii ăștia nu mai fac lucrarea lui Dumnezeu. Legea detașării. Sau legea atașării. Vezi? S-a lipit de unul dintre oamenii aceia, pentru că atunci când pleci de acasă, îți găsești plăcerea în lucrurile acestea. Dați-mi voi să vă spun, pe terenul păcatului e frumos. Să nu vă imaginați voi povestea Domnului Iisus, fiul de asta, că a fost dat atât de frumos, încât am zice, voi eu n-aș fi mers acolo. Stați liniștiți, dragii mei tine. Că mulți dintre noi am fi mers. Că știți care e realitatea astăzi. Mulți sunt acolo și le place. Trăim într-o vreme a atașării și ce vreau să scot aici în evidență, dragii mei, este că un om care este atașat de lucrurile acestei lumi nu va putea la venirea lui Hristos să le lase jos. Vreau să mă fac mai explicit. Din punct de vedere spiritual, magnetul pe fier se atrage, da? Dacă tu ca om iubești pământul acesta și tu ești un magnet din punct de vedere spiritual, tu ești atras, tu iubești pământul, tu devii un om care pământul te atrage, lumea materială. Dar dacă tu iubești cerul, tu trăiești aici pe pământ, dar atracția ta e cerul, amin? Fiul risipitor s-a lipit pentru că a plecat de acasă. Ceea ce iubești mai mult, aia te va atrage. Chiar și în adunare, chiar și în viața ta de zi cu zi. Chiar dacă porți un nume de creștin, ca tânăr, ca om, vei fi atras de ceea ce asculți. Iubești muzica aia, iubești prietenii aia, iubești cercurile alea, iubești lumea asta cu tot ceea ce este în ea. Aia te va atrage. La nivelul minții. 1, 2, la nivelul trupului. De aceea, când va veni Iisus, și închei punctul ăsta cu tabloul acesta, zice Biblia că ei aveau privirea pilonită spre cer după ce a plecat Iisus. Păi, tu l-ai iubit pe el, nu? El a plecat la cer. Tu numai de aia ești atras. Vedeți că biserica astăzi, diavolul nu mai vrea să aibă biserica privirea așa spre cer. Diavolul vrea ca biserica să aibă privirea numai spre roșcovele. Adică spre ce îți dă lumea. Roșcovele erau puse pe jos, mă, ca o porci. El vrea și el. Pentru că lumea asta vrea să nu mai avem privirea spre cer, ci să avem privirea spre jos. Și, dragii mei, cei care au privirea în jos, vor fi lipiți de lucruri și nu vor putea pleca. Dar cei care au privirea spre cer, vor putea să se înalțe. Doamne ajută-ne! Să nu ne atașăm de nimic. Iubim părinții, cum a zis Iisus la un moment dat, mamă, ce am eu a face cu tine? Nu? Adică te iubesc, mamă, până aici. Te respect. Nu te judec. Nu folosesc cuvinte greșite la adresa mamei mele. Am întâlnit prunci care părinții nu-i lasă lucrarea de misiune. Am ajuns până acolo. Eu am înțeles să nu-ți lași pruncul la cineva, dar să nu-l lași în misiune. Am întâlnit tineri care spun așa, eu nu învăț la instrument să cânt, mai bine mă duc la facultatea cu tare. Adică, eu nu știu. Eu văd astăzi, dragii mei, foarte mulți tineri doritori, atașați de o frică să nu piardă ceva în lumea care vine. Să fac aia, să mai fac putare, să mai fac o școală, să mai fac... Nu sunt împotriva acestor lucruri. Dar știți ce mă doare, dragii mei? Că mulți dintre tinerii noștri care pleacă și care ajung să fie la bordul multor lucruri de sus, vin la adunare și de multe ori vrem să ne rugăm și n-are cine să deschidă gura. Am văzut asta... În vremea asta pe care o trăim noi și un pericol foarte mare, pentru că lucrurile lumii de care ne atașăm ne seacă de putere și nu mai putem să dăm randament în lumea spirituală. De ce? Pentru că diavolul are putere astăzi. Acolo unde e atașare de lucrurile lumii, e detașare de lucrurile cerului. Doamne, te rog în seara asta, atașează-ne de lucrurile cerului. Amin. În al patrulea rând, ce mai văd de la fiul risipitor este că unele obiceiuri nasc în tine dorințe pe care nu te gândeai vreodată că ți-ai fi dorit să le înfăptuiești. Versetul 16. Repet.
Unele obiceiuri nasc în tine ca om, lucruri, dorințe, acțiuni chiar care le ai la nivelul minții pe care nu te gândeai vreodată că le-ai fi dorit. Și că mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu ele de la nimeni. Până de mult am înțeles acest cuvânt roșcovă ca pe ceva negativ. Spune istoria că roșcovele și chiar pudra aceasta era folosită și chiar și în timpurile acestea, noi de multe ori credem că la români nu numai cu slănina, unii au și în aeroport și nu le de voie să treacă cu ea. Doi frate, slănină de bagaj, pune în Irlanda, dă-i românul cu slană. Ce vreau să zic prin asta, dragii mei, sunt unele lucruri în viața umană care au sănătate, care sunt foarte bune pentru trupul acesta. Și aici vreau să fac o relatare spirituală imediată. Spuneți de această pudră din roșcove, spun cercetătorii că este foarte benefică și spune că unii oameni o foloseau chiar și împotriva cancerului. Nu mai aveau o problemă. Această roșcovă când se usca și când își pierdea tăria, era aruncată la porci. Și istoria spune că porcii veneau și mâncau aceste roșcovi. Și omul acesta, tânărul acesta, ajunsese să nu mai aibă nimic. Nu mai avea putere, nu mai avea tărie. Noi cântăm o cântare, în urmă-i lumea, spuneți voi, înainte-i. Dar știți ce spunea tânărul ăsta? Spunea cu alte cuvinte, care cânta cântarea asta, în urmă-i tata, înainte-i lumea. Dar eu pe tata nu mai pot vedea că nu mă mai primește. Și știți cum ar merita să cânte tânărul ăsta cântarea asta, dacă ar fi astăzi, să cânte ca noi. În urmă, din punct de vedere spiritual, e lumea aici unde sunt, dar înainte e tata. Și eu ținta mea care îi mă duc la tata, mă întorc la tata, că tata mă primește. Dar până atunci, mai zăbovesc puțin. În rolul acesta, ascultați-mă. Aici, tinerilor, vreau să fiți foarte atenți la asta. În momentul în care te atașezi, în momentul în care iubești lumea, în momentul în care pentru tine lucrul unul al vieții, prioritatea lucrul unul al vieții este umanismul, iertați-mă, am auzit zilele astea picamere deja. Cum am venit pe aici, pe unde am ieșit, unde am coborât picamere. Trei zile de sărbători, deja muncă, treburi. Eu nu sunt potriva muncii, nu vreau să vedeți greșit. Dar unii parcă nici n-au timp de lucrată nostru dimineața, nici n-au timp de vizită la un necăjit, la un bolnav. Când ai avut timp, după ce ai stat o sufragerie cu pruncii, vorbesc la general în seara asta, să ai acest timp să faci ceva pentru Dumnezeu acum, între începutul anului și nașterea lui Iisus Hristos. Pe lângă faptul că poate că faci ceva, eu știu, împreună, să ai timp să fugeți. Să ții o zi, 28, 27 e ziua care stau și fuge de la viața mea. Îmi fac un remediu spiritual. Și am făcut în 2023. Ce vreau să fac în 2024? Nu? Să am un remeneu, eu să mă gândesc la viața mea, să zic ce pot să fac pentru Domnul, eu să fac o verificare. Spunea cineva, nimeni nu se poate vorbi cel mai mult despre ceea ce ești decât o tăcere profundă care ți-o poți lua în camera ta. De aia Biblia spune, opriți-vă, oameni buni. De multe ori vreau să vă spun că mă opresc din a mă ruga. Mă rog două cuvinte și tac, mă gândesc la mine. Mă gândesc la viața mea. Mă gândesc la ce am greșit. Mă gândesc la cei pe care nu-i pot iubi. Mă gândesc la cei care poate sunt împotriva mea. Nu-mi pregătesc armele. Ai ce i-aș zice, ai ce i-aș face. Doamne, ce pot să fac? Roagă-te pentru ei. Nu pot. Firea nu vrea. Duhul spune, care luptă împotriva fiei. Roagă-te. Vedeți, dragii mei, în seara aceasta vreau să vă spun că unele dorințe vin în noi, ci din cauza dezechilibrării unei vieți dezorientate din punct de vedere și spiritual, dar chiar și material. Un om care mâncă mult, spunea un om al lui Dumnezeu, cum vrei să te folosească Dumnezeu când iubești mâncarea, când iubești, eu știu, tot ceea ce apare, vrei să ai și tu. Și atunci viața ta vine o nemulțumire, vine o stare de judecată, o stare de clevetire. Deja un om îl vezi mulțumit. N-are multe, dar omul ăsta se părinte și pur și simplu. Frate, ce mai faci? Cum îți merge? Casa pică pe dumneata tale. Slavă Domnului! Hai că un om care... Mă înțelegeți? El trăiește cu încrederea că l-are pe Dumnezeu. Ce vreau să zic prin asta, dragii mei?
Nu că noi nu trebuie să muncim. Nu că nu trebuie să avem un loc de muncă. Nu că nu trebuie să ne cumpărăm lucruri și să ne îngrijim. Însă, dragile, uitați-vă la generația de azi și la generațiile trecute. Câtă lipsă era materială și câtă împlinire era spirituală. Uitați-vă astăzi câtă împlinire este materială și câtă lipsă e spirituală. Uitați-vă astăzi. Neîmplinirile spirituale nu pot fi vindecate cu împliniri materiale. 4. Unele obiceiuri nasc în tine dorințe pe care nu te gândeai vreodată că ți le-ai fi dorit. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele acelea. Și aici vreau să punctez ceva și imediat închei acest punct. Este că atunci când te depărtezi de Dumnezeu ca tânăr, îți dai seama că ajungi să-ți dorești lucruri pe care niciodată nu te gândeai că le-ai fi dorit ca tânăr. Nu te gândeai tu că poți să-ți vorbești de rău aproapele. Nu te gândeai, nu te-ai ajuns. Nu te gândeai niciodată ca tânăr că poți să ai o relație care nu-i după voia lui Dumnezeu sau poți să-ți dorești un astfel de băiat sau astfel de fată și totuși uite-te că ai ajuns. Nu te gândeai vreodată că vei asculta muzica aia și totuși o ai în playlist-ul tău. Nu te gândeai vreodată că poți trimite astfel de mesaje și totuși le primiți. Nu te gândeai, nu te gândeai. Nu te gândeai vreodată că poți să faci astfel de lucruri și uite că le faci sau le gândești. Omul acesta, fiul risipitor, avea o dorință pentru că în mintea lui tot ceea ce mai era de ales pentru el era acele roșcove. Și a pierdut totul, cum o zis cineva, mi-a pierdut totul. Păi zic, cum tu așa băiat frumos îți permiți să te duci și să cânți acolo? Păi tu cum așa ca fată te poți duce în acea tabără? Cum poți să duci la un concert zis creștin, unde muzica e lumească și cuvintele doar spun despre Iisus? Pentru că un artist, în loc de iubita, spune Iisus? Nu? Pentru că roșcovele astăzi, ele sunt mâncate de mulți. Dar problema este că, spune aici istoria, ele nu pot fi digerabile pentru stomacul uman. Și omul acesta, cu alte cuvinte, spune aici, istoricul spune că el își dorea roșcovele să le mănânce, dar nici pentru stomacul lui biet nu erau bune. Știi că păcatul, dacă mănânci, îți distruge viața spirituală? De aceea, în seara asta, ca tânăr, ca familie, de la balcon, ca adolescent, jocurile acelea de pe telefon pot fi acele roșcove care le mănânci și îți distrug trupul spiritual. Muzica pe care o asculți, alimentația pe care o am și o ai, îți poate distruge viața. Era un moment dat la o familie și am băut apă și luasem apă din paharul acela și am gustat. Și a zis către mine la un moment dat, am zis către o persoană din casa aceea, nu vă supărați, zic, de unde aveți apa asta atât de bună? Și o să uita la mine și o să zice, tatăl meu a făcut o fântână și o săpat foarte mult. Și a zis, asta e secretul. Peste 50 de metri se sap. Iubitul meu, în seara asta, te întreb, preluit frate, soră, tânăr, oricine ești, cât ai săpat în 2023 în rugăciune, în post? Cât ai săpat în facerea binelui, când ați iubit semenul? Spunea cineva la un moment dat că, zice, îmi pregătesc predica asta, că le zic eu în seara asta la frați. Bun, dar problema este cât mi-am zis eu mie ca slujitor foarte mult. Dragii mei, problema este că Iisus Hristos în seara asta cu acest mesaj ne face o operație la toți. Și Domnul, din punct de vedere spiritual, nu numai pe fiii risipitori, imaginați-vă că ea care sunt plecați în lume și nu mai vin la biserică. Noi care suntem în seara asta aici, avem nevoie să venim acasă, amin? Dumnezeu să ne ajute. Pentru că ne vom dori lucruri, atunci ascultați-mă, când ne îndepărtăm de casă, ne vom dori lucruri pe care nu ne-am gândit vreodată că ni le vom dori. Vom dori să avem, să privim acolo, vom dori să vorbim, vom dori să avem lucruri. Nu că noi, din punct de vedere spiritual, ni le-am fi dorit, dar pentru că soluția este, nu mi-a mai rămas nimic decât doar să fac asta. Fetelor, băieților, ascultați-mă seara asta. Închei cu ceva foarte dureros. Pavel spune așa, a fost răscumpărați cu un preț. De ce vrei să ai un preț ieftin ca băiat?
sau ca fată, sau ca mamă. Crește-ți copiii și lasă ca pe pruncii tăi să fie un preț scump. Amin? Voi ați fost răscumpărați cu un preț, proslăviți doar dar pe Domnul. Știți în ce să-L proslăviți? Fiți atenți și în suflet. Nu spun, numai inima contează. Nu, nu. Și în trup. Amin? Amin. Foarte important. Ca fată pe lângă un interior frumos, ca băiat pe lângă un interior frumos care îl ai, să ai un preț și pe trupul tău. Amin? Amin. Eu nu mă vând. Mețuiaște-ți sufletul și trupul. Lasă ca prețul acesta al sângelui Domnului să rămână peste tine toată viața. Amin. În al cincilea rând, ce mai văd de la pilda fiului risipitor este că motivația din spatele hotărârii e mai importantă decât rostirea ei. Spune versetul 17 că omul acesta la un moment dat și-a venit în fire și a zis, fiți atenți, dragii mei, luptă la nivelul minții, începe să se pocăiască omul ăsta aici. Din acest verset începe starea lui și bătălia minții lui. Și-a venit în fire și a zis, cum au zis unii, a venit pocăința la cap. Acum ai venit, zice. Ei bine, nu contează. Cum? Prin ce metodă? Domnul știe, da? Și spune așa că a început să zică, câți argați ai dat lui meu abelșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Fiți atenți, să fim foarte atenți. Fiul risipitor a conștientizat că e la faliment spiritual. Noi de multe ori știți când ne pocăim, numai când suntem la faliment financiar. Când nu mai merge firma, vine la biserică. Când are un eșec, și nu mai are casă, cum o spun, mă duc la pocăiți că fac casă. Unul a zis, mă duc la pocăiți că se dă zahăr și făină. Mă duc la pocăiți că, eu știu, acolo îmi găsesc eu ceva material. Și oamenii îl caută pe Domnul, mulți sunt obișnuiți, dragii mei, și noi ca oameni care suntem crescuți în biserică, suntem obișnuiți deseori să-L căutăm pe Domnul când suntem la faliment spiritual, financiar. Uitați-vă la omul ăsta. Omul acesta s-a întors la Tatăl și a venit mingea la loc pentru că a fost la faliment spiritual. Pentru că un om care doar la faliment financiar, dragii mei, și nu are o pocăință spirituală, pe ăla nu-l primește Domnul. Îl vede că nu-i sincer. Dar ascultați-mă, sunt oameni care pot fi și la faliment financiar și la faliment spiritual. Și Dumnezeu îi primește, dacă sincer, și le dă împlinire și financiară, amin? Dar sunt șmecheri, zic eu, care îți la faliment numai financiar, dar și la faliment spiritual, dar nu se recunosc. Știți ce face fiul ăsta? Ăsta e și la faliment financiar, dar e și la faliment spiritual. Dar știți care e avantajul lui? Că își recunoaște falimentul spiritual. Doamne ajută și pe noi. Foarte important. Interesul lui a se întoarce acasă nu a fost falimentul banilor, adică lipsa banilor. Amin? E foarte important să înțelegeți asta ca tine. Întoarcerea lui acasă nu a fost lipsa banilor, ci lipsa păcii. Pentru că fiți atenți ce zice la un moment dat omul acesta, mor de foame aici. Dincolo de, din punct de vedere al lumii, stimați tine, să trăiești în cea mai frumoasă casă, să ai, eu știu, un partener de viață cu o situație, sau să lucrezi, sau să fii undeva, sau să mergi în lumea aceasta, să trăiești. Adică, din punct de vedere, diavolul are și el lucrurile acestei lumi care le are, da? Ți le poate da, cum o vezi cineva. Crezi că diavolul nu are bogăție, să-ți dea, crezi că dacă mergi în lume, o să ajungi sărac în lume? Din punct de vedere fizic, nu. Noi trăim aici, noi trecem prin bogății, prin sărăcii. Iisus Hristos, da? A fost în iesle, a ieșit din iesle, a crescut, a vindecat oameni. Păi cum adică unul care se naște în iesle să vindece oameni? Vorbești serios? Ajunge la un moment dat să deschidă ochii orbilor? Tu care te naști în iesle, deschidă ochii orbilor? Ajunge la un moment dat oamenii să-i cânte, a intra călare pe asim, să-i cânte Osana și Aleluia? Și dintr-o dată omul acesta se face parte de neînțeles. Ajunge să moară pe un blestem, să moară pe un semn, să fie crucificat. Iubiții mei, omul acesta, fiul risipitor, ne învață pe noi în seara asta, dragii mei, că semnul că ești pe calea lui Dumnezeu nu este belșugul financiar. Ce ne învață Dumnezeu aici în seara asta
este că lucrurile acestei lumi, fie că le ai, fie că nu le ai, tu trebuie să fii într-o conexiune totală cu Tata, adică să fii pe calea pocăinței, să fii lângă Tata și în lumea aceasta, pe oriunde vei merge, că ești bogat, că ești sărat, că ai sau că nu ai, că ești mai mic sau mai înalt, cum a fost Zacheu, a fost mic de statură, dar de punct de vedere spirit, de punct de vedere financiar era mare, dar era mic de statură fizic, dar și spiritual era mic. Dar știți ce a făcut Zacheu? Predicam zilele trecute într-o adunare. S-a urcat în dud. Și cineva l-a văzut. Și a zis, dă-te jos, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. E, în seara asta Domnul vrea să ne facă ceva. Pe unii să dea jos, da? Pe unii să-i zmeiască, pe alții să-i pune într-o stare care să spună, da, nu-mi iubesc aproapele, bârfesc, clevetesc, am plecat de acasă, am început să umblu a brambura, cum zic unii, am început să iau rasna, în gândire, nu mă mai controlez, ca tânăr, nu mai știu ce să fac, când sunt pe Facebook, pe Instagram, când mă mulțumesc numai cu o predică pe rapid, că așa e totul. Mergeți în Suceava, nu? Cum spunea cineva la un moment dat că mă mai opresc eu ca slujitor de Sion și că n-am ce să mănânc, cum am făcut aseară, ne-am oprit. Fratele Gabi, mă da lecție, o mers acasă. Nu, dar în sensul bun ce vreau să spun cu predica seara asta. Este că te uiți, te duci meniuliu small în Suceava, da? Sau în Cluj. Oamenii vor sta coadă la coadă la fast food. Și vezi acolo mâncarea de la bunica. Nu-i nimeni. Am mâncarea de la bunica acasă. Dar de ce să strici stomacul mol? De ce să nu mănânci mâncarea lui mamă? Așa suni cu pocăința. Vezi? Lumea aceasta, din punct de vedere a păcatului, ne dă tot ceea ce vrea ea. Și caută să ne facă în așa fel încât să nu avem o hotărâre promptă de a rămâne pocăință. Pentru că aici vreau să punctez la punctul ăsta. Motivația din spatele hotărârii e mai importantă decât rostirea. Mulți zic, de mâine țin regim. Poate să fie așa? E greu să ții regim astăzi, mai ales ca slujitor pe altea familie. E greu, iar am picat este. Nu? De mâine mă rog mai mult, de mâine citesc Biblia. De 4 luni e tot la Exod. Numai nu mai trece la numeri, se plictisește că e numeri, prea multe numeri. Se numeră prea multe numeri. Vezi, dragii mei, e foarte important ca motivația. Tânărul ăsta a zis, eu fac ceva, eu mor de foame aici. Și aici este punctul lui care vreau seara să-l înțelegem. Dacă nu te-a dus Domnul în situația asta încât să conștientizezi, eu, individul de mine, personajul de mine, actorul de mine, duplicitarul, omul care sunt în seara asta aici în adunare, recunosc, mor de foame aici, sunt omul acela care am risipit totul, sunt omul acela care îmi vorbesc semenul de rău, sunt omul acela care am plecat și am ieșit din drumările mamei, din drumările tatălui, sunt omul acela care nu mai trăiesc după cuvânt, care nu mai am principii sfinte, sunt omul acela care am obiceiuri păcătoase, mor de foame aici. Punct de vedere spiritual, aceasta este hrana noastră, cuvântul Domnului. O pocăință adevărată, amin? Dacă noi nu trăim, murim de foame. Uitați-vă câtă foame de spirituală e astăzi în jur. Uitați-vă astăzi și totuși se dă o hrană, că spuneam de hrană, nu? Oamenii mănâncă ceva, dar hrana aceea are consecințe. Apropo, fast food-ul are consecințe. Mâncarea de la mamă, niciodată nu are. În al șaselea rând, ce mai văd de la pilda fiului risipitor este că curajul de a mă întoarce acasă e tot ceea ce mi-a mai rămas. Amin? Să ai un curaj în seara asta să spui mă întorc acasă. Uitați-vă ce zice omul ăsta. 1. Mă voi scula. 2. Mă voi duce. 3. Îi voi zice. Vedeți la acțiunea lui? În Daniel 3:18 au spus tinerii la un moment dat așa. Și chiar de nu ne va scoate, spuneau ei, să știm, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi. Cu alte cuvinte, fiul ăsta a spus așa, eu mă duc la tata, nu știu cum va veni tata, nu știu, eu merit pedeapsa, eu merit să fiu pedepsit, eu merit să mi se spună vagabondul, imoralul, păcătosul, te știm noi cine ești.
Uitați-vă, oameni buni, că omul acesta zice în mintea lui, dar și asta face. Problema este că mulți dintre noi ne zicem, m-aș pocăi, aș fi mai bun, aș fi mai atent cum vorbesc, aș fi mai atent ce relație am, aș fi mai atent cum îmbrac, aș fi mai atent cu cine merg, cum merg, cum spuneți dumneavoastră, ce e în mintea voastră acum, indiferent prin ceea ce treceți, nu știu. Dar în seara asta, dragii mei, Domnul vrea să facem ceva, și anume să ne ridicăm. Doi, să ne ducem. Adică fă ceva în seara asta, ridică-te, ia-ți decizia. Doi, acționează, du-te, vino spre Iisus și mai apoi vorbește cu Domnul. Din 10 leproși, câți au întors? N-ai vrea să fie unul? În seara asta, Domnul, pe mulți dintre voi v-a vindecat. Pe mulți dintre noi v-a vindecat. Amin? Problema este că uităm să ne întoarcem. Eu asta am observat în viața mea, nu știu în viața voastră. Foarte mult timp în viață asta am căutat. Doamne, vindecă-mă, Doamne, cu tare, Doamne, rezolvă-mă. Știți ce văd eu omul ăsta, întâi de ăsta? Se întoarce eu. Și în momentul în care se întoarce, mulțumire. Dar cumva în seara asta ești aici și te-ai întors. Poate Dumnezeu te-a eliberat. Poate ai renunțat la lume și poate ești bine azi. Nu uita. În fiecare zi întoarce-te. În fiecare zi vină la Iisus. În fiecare zi apleacă-te la picioarele lui și spune, Iisuse, îți mulțumesc. Închină-te lui. Dacă cumva în seara asta ești păcătos și încă ai o lepră pe tine, spune acolo, lepra pe case, lepra pe haine, lepra poate să se depună uneori, dragii mei, pe noi, pe relațiile care le avem, pe atitudinile noastre și în seara asta, indiferent prin ce treci, vino la Iisus. Vino să fie eliberat. Vino acasă. Unu, ridică-te, du-te și spune-i Tatălui. Și în ultimul rând și închei. Ce mai văd de la Fiul Risipitor este că doar atunci când îmi văd nevrednicia din mine. Versetul 19. Doar atunci când îmi văd nevrednicia din mine, cu alte cuvinte, atunci când îmi văd nevrednicia mea, mă voi întâlni cu vrednicia Lui. Amin? N-ai să poți să ai atitudine în fața Tatălui și nu o să te poată folosi Dumnezeu atâta vreme cât te vrezi vrednic. Când mergi la adunare, frate, vrednic să cânt în seara asta. Vrednic să dirijez, vrednic să predic, vrednic să fac eu ceva. De multe ori când mi-am dat seama că eu sunt vrednic, am dat o vară. Și Apocalipsa spune la un moment dat, vrednic este în el. Știți cine e vrednic? Pentru că Apostolul Pavel a zis la un moment așa. Apostolul Pavel zice, în ultimul rând, zice, mi s-a arătat și mie. Cel mai neînsemnat dintre apostoli. Cu alte cuvinte, eu nu sunt vrednic, o zis Pavel, vedeți? Adică, cu alte cuvinte, noi avem vrednicia, dar nu a noastră, amin? Vrednicia este a Lui, a Mielului. Oamenii și-au vrednicia Lui Dumnezeu, adică cu alte cuvinte, slava Lui Dumnezeu și o asumă lor și atunci oamenii fac ei ceva. Uitați-vă astăzi, la multe servări se fac lucruri de la 20-30 de ani de când i-am deschis adunarea. Vrednicii fratele, vrednicii fratele, stimăm pe cutare, stimăm pe cutare. Nu-i rău asta, dragii mei, dar să nu uităm, să nu dăm vrednicia oamenilor. Vrednicia o are Mielul, amin. Foarte important asta. Când îți recunoști nevrednicia, da, te vei întâlni cu vrednicia Lui. Și aici am o problemă la final cu fiul cel mai mare. Mama? Și cu asta voi încheia în seara asta. Fiul ăsta cel mai mare era acasă și ne spune Biblia aici că când au auzit ce se întâmplă, citeam în seara asta, nu mai citesc, doar vreau să puntez dintr-un singur verset. Și spune așa, Versetul 28. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Problema mea este, iubiții mei, că la poarta raiului mulți fii mari vor fi afară și mulți fii risipitori vor intra în casă. Problema mea mare este care astăzi, când multe biserici nu se mai pocăiesc cu oameni și în multe localități din pricina fiilor mari, eram și eu unul dintre ei. La urmă, mi-am vrut să fiu unul dintre cei risipitori, ca să înțeleg și să mă zmeresc. Ca la rândul meu, când Domnul îi va întoarce pe alți fii risipitori, să pot să întind inelul și haina și să pot să intru și eu în casă. Că citeam la început și fără să știu
mesajul final l-am asociat acum, în timp ce sunt aici în față, cu ceea ce ziceam din Fapte, capitolul 3. Spune că Petru, ca și Ioan, se uita la el. Adică unitatea aceasta. Și în momentul în care fiul acesta s-a întărătat de mânie, nu putea să accepte. Mă uit astăzi, dragii mei, în jur și îmi dau seama că cel mai important pentru mine ca fiu, ca om pocăit, da, eu am dar de la Domnul, tu nu ai, tu vii din lume, eu te cunosc, eu știu cine ești. Nu se mai pocăiesc cu oameni, poate în patria mea, poate în patria ta, nu se mai vorbe cine noștri la Domnul, pentru că știm cine sunt. Nu pot accepta ca Domnul să o folosească pe o fată la un instrument, pe un băiat să cânte la adunare sau să predice, pentru că știu cine a fost. Nu pot accepta ca pruncii fratelui să fie binecuvântați material. De ce? Pentru că știu cine a fost. Și diavolul pune între noi tot felul de conflicte, pune în biserici tot felul de bătălii, stăm în adunare și nu se mai întorc cu oamenii și noi în adunare, Dumnezeu nu mai folosește și nu se mai nasc slujitorii. Cum a zis cineva, eu de mic în adunare am văzut tot pe ăla că slujește, a zis. Deci eu nu vreau ca tot și pruncii mei, ăștia care de câteva luni, să-l vadă tot pe ăla. Pentru că, dragii mei, biserica ea trebuie să aibă un mers. Împărații din Vechiul Testament aveau un mers. În locul ăla au domnit ăla, în locul ăla au domnit ăla. Și până la urmă, au venit și au domnit Iisus. Care este cel mai mare împărat din univers? Vreau să spun Iemia. Care este cel mai mare împărat din univers? Ezechia? Care este cel mai mare judecător din univers? Samuel? Care este cel mai mare judecător din univers? Samson? Iefta? Nu. Cel mai mare judecător, care nu este acum, ascultați-mă, dragii mei, știți cu ce a început Biblia? Prima dată cu judecători, după aia cu împărați. Și s-a încheiat cu un împărat. Pentru că niciun împărat nu a putut să facă ce a făcut Iisus, mare împărat. Și nici un judecător nu va putea să judece lumea cum o va judeca Iisus. De aceea niciodată nu-i ca oameni, ascultați-mă în seara asta, chiar dacă spre final sunt mai duri. Știu că e greu la stomatologie când te doare, dacă nervul să fie scos, trebuie să accepți durere. Acum acceptați-mă în seara asta. Poate-ți 2 minute de durere, dar mai bine să fie scos afară ce nu-i după voia lui Dumnezeu. Am stat de multe ori, dragii mei, și am zis, Doamne, eu mă uit la viața mea și îmi dau seama că judec pe alții. Și când am citit Biblia și m-am uitat în Biblie, mi-am dat seama că judecătorii nu au putut să rezolve problema poporului. Numai împărații, numai ascultați-mă, dragii mei, niciun împărat de pe pământ nu poate să conducă lumea cum o conduce Iisus. Și niciun împărat din istorie nu va putea să judece lumea cum o va judeca Iisus. Și astăzi Fiul Risipitor vine acasă ca falimentar. Și problema cu care vreau să închei este că se pune judecător Fiul cel mai mare. Dragul meu, seara asta, în final te întreb, care dintre acești fii ești tu sau eu? Fiul mare sau fiul mic? Pentru că ultimul punct al predicii este că ce mai învăț eu de la Fiul Risipitor este că așa cum mă vede Dumnezeu, nu mă vede nimeni. Versetul 20 spune, când era încă de departe, tatăl său l-a văzut. Și spune Biblia că i s-a făcut milă de el. Alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Uitați-vă cum privește fiul mare și uitați-vă cum privește tatăl. Acum în seara asta poate tu spui, eu aș vrea să mă pocăiesc, eu aș vrea mai multă pocăință, dar nu pot. Nu pot să mă întorc pentru că știu ce frate am, știu ce fras am, știu cum e acasă, pentru că din punct de vedere spiritual, ăsta se întoarce acasă. Din punct de vedere fizic. Dar din punct de vedere spiritual, mulți nu se mai întorc acasă din cauza fraților mai mari. Acum în seara asta vreau să vă spun ceva. Eu, personal, dacă aș fi să mă verific cu predica pe care am avut-o în seara asta, m-aș pune în categoria fiului mare. Pentru că cei mai mulți oameni cu care mă întâlnesc au caracterul fiului mare. Ăștia au CD-uri, ăștia s-a casă cu tata, ăștia au predici bune, ăștia știu tot ce se întâmplă în lumea creștină, ăștia poate că sunt doctori în Scriptură, ăștia poate că sunt oameni care știu cel mai bine cum se explice cartea Matei, Marcu, Luca și Ioan. Dar ăștia au probleme, ăștia poate au daruri spirituale, nu? Ăștia poate că sunt oameni cunoscuți în societate, dar ăștia au o problemă, nu pot iubi. Vă invit să vă ridicați.
Nu pot ierta. Nu pot avea dragoste. Nu pot să-și îmblânzească limba. Dar haideți în seara asta, la final, să ne încurajăm cu ceea ce spunea cuvântul Domnului prin profet. Sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și aici vreau să fac un accent foarte profund pe omul acesta, pe profetul acesta, și anume. Venise mesajul din partea lui Dumnezeu și a spus: te trimit, pun jăratnicul pe gura ta și vei vorbi. Și în urma ceea ce aude omul acesta, el atunci zice: sunt un om cu buze necurate. În seara asta, Domnul este gata să facă lucruri mari pentru noi. Dar știți? Pentru cine? Pentru cei care au curajul să-și recunoască, începând de la gură, până în suflet, până în mâini, picioare, ochi. Tot ceea ce faci necontrolat în viața asta, fără de puterea lui Dumnezeu, să ai curajul să accepți ca cărbunele să vină. Poate cântările au fost un cărbune pentru tine. Poate îndemnul care a fost dat. Poate rugăciunea. Poate mesajul acesta în seara asta pentru tine a fost acel cărbune, acel joratic care se pune peste ochii tăi, peste limba ta. Ca să fii un alt fel de om. Seara asta, dragii mei, tineri, nu știu care este atitudinea voastră, care o aveți față de fiii risipitori, față de colegii voștri, față de voi, bisericile unde sunteți. O, câtă nevoie, dragii mei, mai am și eu de mai multă iubire. Recunosc în viață, pentru că zice omul Dumnezeu la un moment dat, zice, cine vrea să aibă parte de zile fericite, să-și înfrâneze. Știți, dragii mei, că cea mai mare liniște o ai atunci, nu când ai un dar spiritual, ci când ai o gură cu care binecuvintezi oamenii și vorbești frumos. Ai o dicție binecuvântată de Dumnezeu. Te întâlnești cu oamenii și le stai înainte cu un vocabular uns de acest jăratic. Seara aceasta vreau să mă rog în seara aceasta, în numele adunării, pentru ceea ce s-a predicat în seara aceasta. Mă voi ruga în seara aceasta, fiind aici, în Biserica Creștină după Evanghelie, din toată inima, în numele tuturor care sunt de la balcon. Pentru ceea ce s-a vorbit și în final, aș dori ca fratele care mi-a dat întâietate în seara aceasta, în a conduce programul în felul în care vor decurge punctele, să aducă o rugăciune de mulțumire cu Dumnezeu încă nu zeci. De mărit să fie Domnul. Fratele a spus, David, poți trece și de ora 8. Dar iată că seara aceasta m-a lăsat aceste 5 minute și zica, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vreau acolo unde stai, în timp ce mă voi ruga, Duhul tău să mijlocești, în sufletul tău, să fii gata să te mărturisești, Domnul. Amin? Îi spui, Domnului, Doamne, asta sunt. Sunt și fiul cel mic, dar sunt și fiul cel mare. Am din toate câte un pic. Și din fiul cel mic, și din fiul cel mare. Am mare, am lucruri mari în viața mea. Am lucruri care nu sunt după voia ta. Fă-mă, Doamne, smerit în seara asta. Dacă în seara aceasta vreau să vă mai spun ceva, este că Iisus Hristos se naște aici. Pentru că acum este perioada în care am sărbătorit nașterea Domnului. Vreau să vă spun din toată inima, lasă-L pe Domnul să intre în Betleemul inimii tale. Acolo unde miroase greu, acolo unde este poate ceva incomod, este ceva nepermis pentru ochiul uman să se nască Domnul acolo. Ei, acolo vrea Domnul să se nască. Nu mai spune că nu poți. Nu mai spune că de tine și de familia ta și de tinerețea ta nu va fi nimic. Te rog din toată inima, conform Matei 6, conform Matei capitolul 2, cu versetul 6, și tu, Betleeme, nu ești cel mai neînsemnat, cea mai neînsemnată cetate, pentru că din tine va ieși ceva. Ascultă-mă seara asta. Dacă din Betleem va ieși Mântuitorul lumii, El se arată astăzi steaua aceea și intră în cele mai neînsemnate case și se naște. Amin. Amin. Doamne, seara aceasta, finalul slujbei aici, în biserica aceasta unde pentru a doua oară am intrat, și chiar întâia dată, Doamne, te-am simțit pe tine și în seara asta am simțit prezența ta. Te rog din toată inima, Doamne, ca tu, în seara aceasta, prin cuvântul pe care ne-ai vorbit, Tatăl, te rog să ne faci conștienți. Cu care din acești doi frați ne semănăm? Fiul cel mare sau cu fiul cel mic? Te rog în seara aceasta să ne dai putere să ne întoarcem acasă. Știm că acasă e bine, acasă este să trăim în armonia pocăinței și în legile Scripturii, să trăim în roadele Duhului Sfânt, să le împlinim și să le avem în viețile noastre. Ajută-ne, Doamne! Te rog din toată inima, Doamne, ajută-ne să rămânem acasă, să nu plecăm
Pentru că dacă ne ducem departe de casă, Doamne, vom atașa, vom dori, Doamne, ceea ce nu ne-am gândit vreodată că vom dori și vom ajunge, Doamne, să mâncăm ce lucrurile lumii, Doamne, astăzi, Doamne, ce nelegiuirea și păcatul ne oferă, Doamne, și oamenii gustă și se apleacă, Doamne, acolo, Doamne, unde nu este demn de urmat și de, și de încredere, Doamne, și de cinste ca un credincios, Doamne, să stea la masă cu lumea. Te rog, Doamne, să ai milă de noi și în seara asta să ne ajuți, Doamne, să înțelegem că Tu ne primești acasă. Te rog, Doamne, să ne faci conștiență în seara asta, să ne ridicăm și să ne ducem spre Tine, Doamne, și să-ți spunem, Doamne, ăștia suntem păcătuiți, am întristat, ne-am vorbit de rău aproapele, Doamne, și am plecat pe drumul acesta al bârfei, risipindu-ne, Doamne, calitățile, roadele Duhului Sfânt. Am risipit dragostea, am risipit bunătatea, am risipit facerea de bine, am risipit blândețea, am risipit, Doamne, înfrânarea acestui trup, Doamne, și am ajuns, Doamne, să nu mai fim înfrânați în ceea ce ascultăm, în ceea ce cântăm. Am ajuns, Doamne, să nu mai fim înfrânați, Doamne, în ceea ce vorbim, în ceea ce avem în casă. Ai milă de noi. Iartă-ne, Doamne. Te rog, Doamne, Tată, ajută-ne, Doamne, să credem. Sunt poate tineri aici, Doamne, care nu se mai întorc acasă din cauza că nu mai au încredere în Tine și își văd trupul ruinat, sentimente ruinate, frânte. Doamne, te rog, câtă vreme este har, Tu ne aștepți acasă. Îți mulțumim, Doamne, că ceea ce contează nu e galeria, nu sunt fiii care stau și care cred, Doamne, că duc totul prin ei. Doamne, te rog, ajută-ne că ne întoarcem acasă, să nu privim nici măcar la ei, să iubim, Doamne. Și știu, Doamne, Tată, dacă Tu, Doamne, Tată, n-ai arătat în pildă asta că fiul cel mic ar fi zis ceva fiului cel mare, este că fiul acesta a venit modelat acasă și a avut treabă ceva, a avut treabă cu tata și a fost acceptat de tata. În seara asta ne accepți și îți mulțumim. Te rog în seara asta, Doamne, Tată, că ai pentru noi inelul și haina. Îți mulțumim că ne îmbraci cu ea și îți mulțumim că ne pui acest inel al pocăinței, Doamne, și ne-ai logodit cu Tine, Doamne, și într-o zi vom sta la masă în cer. Îți mulțumim. Că în seara asta, Doamne, suntem și ne aflăm în caracterele noastre și ne asemănăm cu Fiul cel Mare. În seara aceasta, dacă în noi mai există comparație, Doamne, și sunt unii, Doamne, care vin din lume și îi vedem din obiceiuri și poate că noi, Doamne, nu am trăit ca ei și n-am avut această abatere de la calea pocăinții cum au avut-o unii, te rog ajută-ne să-i acceptăm. Doamne, dacă Tu îi primești, dacă Tu ai dat poruncă ca vițelul să fie tăiat, dacă Tu, Doamne, Tatăl, ai trimis pe Fiul Tău să fie jertfit pentru noi și să stăm la masă și să ai pe toți parte, Doamne, de sângele Tău, de trupul Tău, ajută-ne, Doamne, să înțelegem că la masă trebuie să fie toți cei, Doamne, care Tu îi chem, Doamne, și îți mulțumim pentru ei. Te rog, iartă-ne că am judecat. Iartă-ne, Doamne, că după mintea noastră n-am putea să acceptăm pe unii oameni. N-am putea să acceptăm slujirea lor, chemarea lor, întoarcerea lor acasă. Ajută-ne, Doamne, să acceptăm. Noi nu știm, pe unii întorci prin boli, pe unii întorci prin cutremure, pe unii întorci prin falimente groasnice. Doamne, după cântărirea noastră, n-ar merita să mai ajungă acasă. Dar te rog, Doamne, ajută-ne să ne bucurăm și noi. Ajută-ne să ne veselim și noi, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să ne dorim și noi mai apoi să intrăm în casă, pentru că ne dăm seama, Doamne, că putem pierde cerul pe baza faptului că ne iubim și ne acceptăm de semenul nostru. Aici, Doamne, ești Tu și te rog, acceptă-ne, iartă-ne, Doamne. Și te rog în seara asta în casă să fie toți care suntem aici, nici unul dintre cei care suntem în adunare aici să nu rămână afară. Te rog, nici unul de la balcon, nici unul, Doamne, din biserică, nici unul dintre tinerii care e aici să nu rămână afară, Doamne, toți, din punct de vedere spiritual, să intrăm în cer. Când Tu vei veni, Doamne, să fim la masă cu Tine. Dar până atunci, să stăm înăuntru, adică în unitate, în biserică, să facem parte din biserică, ca să putem pleca în ziua plecării cu Tine în cer. Amin. Tatăl nostru, stăm înaintea Ta ridicați în momentele acestea și vrem să ne închinăm înaintea Ta. Doamne, vrem să-Ți mulțumim pentru harul de care ne-ai făcut parte și în această seară. Vrem să-Ți mulțumim pentru cuvântul Tău pe care nu l-ai dăruit și în această seară fiecăruia dintre noi. Doamne, dorim să binecuvintezi inimile noastre cu ascultare de cuvântul Tău. Doamne, și pentru că în seara aceasta avem așa de mulți tineri în mijlocul nostru, te rugăm ca Tu să-i binecuvintezi.
Doamne, în timpurile acestea așa de critice pentru ei, te rugăm ca Tu să îi ajut să Te slujească pe Tine și să Te iubească pe Tine. Te rugăm pentru tinerii care le sunt un safir, te rugăm pentru tinerii și copiii din biserica noastră. Doamne, dăruiește-le dragoste pentru cuvântul Tău și dăruiește-le, Doamne, putere să Te slujească tot restul vieții.